Agenția de Dezvoltare Regională Sud-Muntenia a transmis MDI TV răspunsuri oficiale la mai multe întrebări legate de complexul de natații de la Târgoviște. În primul rând, ADR transmite că potrivit unui act adițional, cel mai probabil semnat în luna iunie, termenul limită pentru finalizarea investiției este acum de 31 august 2016. Toate lucrările care se efectuează până la această dată vor fi însă decontate de către primărie, spune același organism. Toate cheltuielile eligibile făcute pentru implementarea proiectului sunt cele care s-au încadrat în ordinul cheltuielilor eligibile și făcute până la 31.12.2015. Toate cheltuielile făcute după această dată sunt cheltuieli neeligibile realizate din bugetul beneficiarului. ADR precizează că proiectul inițial a suferit modificări. Ministerul Dezvoltării a vizat proiectul tehnic revizuit în data de 12 decembrie 2014. Din rațiuni de confidențialitate, spune ADR, noile clauze nu pot fi puse la dispoziția presei. La capitolul bazine, situația ar trebui să fie clară. Un bazin olimpic de natație, 4 bazine situate în zona strand, Lazy River, adâncime 90 de centimetri, Baby Lagoon, adâncime 40 de centimetri, Relax Pool, adâncime 120 de centimetri și Splash Pool, adâncime 180 de centimetri. Asta spune ADR, însă există semnale că în realitate lucrurile nu stau chiar așa. MDI TV l-a surprins astăzi pe noul director al complexului, Eugen Pătrașcu, chiar la intrarea în baza de la periferia orașului. Pătrașcu s-a baricadat într-o anexă la vederea camerelor de luat vederi.